Tot mai mulți șoferi din România optează să-și transporte animalele de companie cu mașina personală, fie că este vorba de câini sau pisici. Cu toate acestea, mulți dintre ei nu sunt conștienți de riscurile legale implicate. Transportul necorespunzător al animalelor de companie poate atrage amenzi considerabile, conform legislației în vigoare. Persoanele care transportă animalul de companie pe bancheta din dreapta fața autoturismului se pot alege cu amenzi grave și chiar pot pericla viața necuvântătoarelor, întrucât acestea se pot dezechilibra și accidenta. Conform legii în vigoare, animalele de companie pot fi transportate doar pe bancheta din spate a mașinii. De asemenea, șoferii sunt obligați prin lege că atunci când își transportă câinii sau pisicile cu autoturismul, să folosească o cușcă pentru a proteja animalele. Cușca nu este singura variantă disponibilă, întrucât animalele pot fi transportate și atâta timp cât au un ham. Acesta poate fi prins de centura de siguranță și așa siguranța șoferului, a animalului și a conducătorilor din trafic nu poate fi periclată. Conform prevederilor în vigoare ale codului rutier, șoferii care nu respectă legea riscă amenzi usturătoare. Potrivit articolului 102 aliniatul 1, 27 din codul rutier, amenzile încep de la 1485 de lei și pot depăși 3000 de lei. Legea din România este mult mai permisivă comparând cu regulile stricte pe care le au alte țări cu privire la transportul animalelor de companie. În Austria, de exemplu, șoferii sunt obligați să-și înregistreze patru pezii și să obțină un pașaport european pentru ei. Există și o procedură privind achitarea unei taxe anuale. Și ei au de asemenea obligația de a utiliza cuști sau hamuri pentru animale de companie care nu au voie să fie întinse pe bancheta din spatea mașinii fără a fi protejate. Șoferii austrieci care nu respectă astfel de legi se pot alege cu amenzi usturătoare mult mai mari decât cele din România. Cei care încalcă aceste reguli riscă să plătească până la 10.000 de euro. Relatează click.ro.